La această sesiune de bacalaureat au fost eliminați pentru încercare de fraudare mai mulți elevi la nivelul județului. Printre aceștia se află și fica unui primar din Mehedinți, care a fost prinsă copiind, având subiectele rezolvate pe o foaie Xerox la proba de matematică. Incident la cea de-a doua probă de bacalaureat în județul Mehedinți. Totul s-a întâmplat la liceul teoretic Traian Lalescu din Orșova, unde tânăra a fost prinsă de către examinatori, încercând să copieze și să-și ajute și colega aflat în banca din față. Este vorba despre fata edilului din comuna Dubova, Victor Doscocil, care s-a prezentat la examenul de bacalaureat cu subiectele rezolvate. De menționat este faptul că mama tinerei ocupă funcția de director al școlii gimnaziale din localitatea Aibăntal. În acest caz nu a fost depusă nicio sesizare sau plângere la poliție. În total au fost eliminați patru elevi din Mehedinți de la proba obligatorie a profilului, doi de la Orșova, unul din Baia de Aramă și unul din Vânjumare.